O tânără din Constanța a fost admisă la Academia de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova împreună cu alta din București. Cele două au reușit performanța de a se număra printre cele 5 balerine din întreaga lume admise de reprezentanții Academiei Balșoi. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. Anii de muncă, devotamentul, dar și sacrificiile pe care le-a făcut și-au spus cuvântul în cazul Ioanei Crețu. O balerină constanțeancă care a fost admisă la celebra Academia Teatrului Balșoi din Moscova. Pentru mine e cea mai mare reușită și n-am putut să-mi imaginez că o să ajung acolo. Este tot ce mi-aș fi putut dori. Îmi place la nebunie. Acolo, pur și simplu, este mama baletului. Ai luat contact cu lumea de acolo? Am luat contact. Am văzut ce înseamnă într-adevăr baletul când am ajuns acolo și a fost splendid. M-am dus la teatru, am văzut o mulțime de balerini cunoscuți și pur și simplu simt o mare plăcere când mă antrenez acolo. Profesorii sunt destul de duri cu noi, dar asta ne pregătește pentru adevărata meserie. Te consideri pregătită pentru această experiență, pentru a pleca din Constanța? Sigur. Acum, la vârsta de 18 ani, consider că pot pleca de acasă și este foarte bine. Ce îți dorești de la această călătorie a ta? Îți dorești să te mai întorci în țară sau îți dorești să rămâi să dansezi acolo? Eu aș dori să rămân acolo, normal. Și să dansezi pe cele mai mari scene ale lumii. Este greu să ajungi la nivelul la care ai ajuns tu? Este destul de greu, dar așa cum mi-a spus și doamna Betty aici, prin multă muncă și răbdare poți ajunge să-ți atingi toate visele. Dacă Ioana va trece cu bine de perioada de probă care ține un an, ea va rămâne la Academia de Balet din Moscova pentru încă 3 ani și va avea posibilitatea unei cariere pe scena Teatrului Balșoi. Mama sa a primit cu lacrimi în ochi vestea reușitei Ioanei și spune că o va susține să ajungă acolo unde își propune. Cum ați primit această veste a reușitei fiicei dumneavoastră? Sincer, am plâns. M-am simțit plânsul când am auzit. Cum a fost admisă? În urma unui concurs sau ce anume a trebuit să facă pentru a ajunge acolo? În această sală s-a filmat un DVD cu anumite exerciții pe care ei le-au cerut. Și în urma vizionării acestui DVD a fost acceptată pentru un an de probă și în urma selecției au fost primite doar 5 din 13 pentru programul de diplomă. Fosta balerină de renume Betty Pândichi Lux, îndrumătoarea Ioanei, își dorește ca tânăra să ajungă pe cele mai mari scene ale lumii. Această școală este o rampă de lansare către marile scene ale lumii. Aș vrea să cred că e așa. S-a dovedit a fi în privința câtorva domnișoare, că le-am luat de mici și sunt deja domnișoare și sper că să-și continue drumul așa cum au început. Este o școală privată de balet unde vin copii la început pentru hobby și mulți îndrăgostesc de balet și ajung să îmbrățișeze ca pe o meserie. Și atunci eu îi îndrum mai departe la liceul de artă, pentru că trebuie să aibă programul riguros a unei școli de balet. La mine e mai ușor, așa, de 2 ori pe săptămână, dar cine vrea să facă performanță, vine de mai multe ori pe săptămână. Tânăra a fost recrutată de către reprezentanții Academiei Balșoi din rândurile unei școli private de balet din Constanța.